A fost scandal în fața azilului privat din sectorul 4, unde bătrânii au fost găsiți dormind îngrămădiți pe saltele așezate direct pe jos. Proprietarul clădirii l-a înjurat și l-a scuipat pe un jurnalist. Azilul a fost închis luna trecută, deoarece funcționa ilegal și condițiile de cazare a vârstnicilor erau improprii. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Știți despre ce se întâmplă aici? Sunt vecini, nu sunt... Și știți ceva despre situația bătrânilor din azil? Nu, sunt foarte bine îngrijiți. Băi, ești prost? Te întrebi, ești prost? Aveți vreo legătură cu reprezentanții azilului de sunteți atât de agresiv? De ce vine să mă scui? Păi mă enervezi, la presă, păi ce ai trebuie cu eu să pun drum? Bărbatul din imagini, care în fața camerelor se dă drept un simplu vecin, este chiar proprietarul clădirii în care funcționează afacerea ilegală. Autoritățile au descins în azil în urma unui apel anonim la 112. Au găsit 50 de bătrâni. 18 dintre ei dormeau îngrămădiți la demisol, pe saltele sau pe canapele. Administratorul ar fi spus că au fost mutați acolo deoarece la etajele superioare erau lucrări de renovare. De ce stăteau acolo și pe jos? Eram în... Renovări. Păi și credeți că e în regulă să se Dar facă... Dar nu este de mult. Doar pentru două zile să putem pune linoleu să fim în regulă la DSV. Și familiile știau că erau ținuți pe... Căminul de bătrâni Amurg liniștit din sectorul 4 al capitalei a fost închis pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, în urma controalelor declanșate în țară după ororile descoperite în Ilfov. În luna iulie, azilul din spatele meu a fost verificat la ordinul prefectului capitalei, iar atunci ANPC și DSP au decis închiderea acestuia pentru că nu avea licență. Potrivit surselor noastre, administratorul azilului nu a depus nici măcar actele pentru a obține autorizație. Administratorul a contestat decizia în instanță și nu a închis centrul, deși era obligat să-i mute pe bătrâni sau să-i anunțe pe aparținători să vină să ia. Operatorul economic era obligat ca pe cheltuiala lui să găsească o formulă în care să îi relocheze cel puțin cât pretinde că, iată, așa cum spunea, renovează. Eu cred că există condiții mult mai bune, inclusiv la hotelurile pentru animalele lăsate când pleci în vacanță, nici de cum nu sunt ținute într-un demisol pe jos în condiții greu de imaginat. Potrivit ANPC, azilul era supraaglomerat, nu avea rampă pentru persoanele cu dizabilități, o cameră avea podeaua decopertată, iar baia și bucătăria erau insalubre. Mai devreme faptul străinii. Că nu au apă cu rece. Tot, cu pamper, cu tot. Deocamdată bătrânii au rămas în azilul ilegal. Un echipaj de poliție stă de pază în fața centrului, iar o ambulanță este prezentă pentru eventualitatea în care un bătrân are nevoie de ajutor. Potrivit Ministerului de Finanțe, firma care administrează căminul a obținut anul trecut un profit de 90.000 de euro, de trei ori mai mare decât în 2021.